emisiunea lui domnul Adi, împreună cu tovarășul nostru Patrafir, cu frații noștri aici la masă, cu sora noastră, cu fratele nostru. Ce vă spun? Să ne auzim numai de bine. Numai de bine să ne auzim. Doamne ajută, Doamne ajută. Beti, Betișor, spune și nouă două cuvinte despre tine. Vă iubesc. Păi că nu ești în direct, Dani. Cu cine vorbim? Vorbim între noi. Ce pot să spun? Mă simt extraordinar alături de voi. Nu ne așteptam. Mulțumim să rămână. Și l-avem și pe urmă. Ce poți să spui despre Beti, mă? Ce poți să spui? Ce pot să spun? Pot să spun că ca sora mea, da, care m-a ajutat în viață când era mai greu. Da. Are dreptate aici. O frumusețe de fată, ce să. Barosan, care te ajută cu un ban în viață și ești ca și copilul ei, adică, nu știu, ca și un nepot. Tu ce ai de spus? Beti, la ceea ce a spus Andrei. Ce pot spune? Fratele meu mai mare. Și băiatul ăsta cine e? E de aici? E un verișor. Andrei... Nepot. Spune-și tu două cuvinte, te rog, în fumă. Lapte de cocos. Lapte de cocos. Bine, Andrei, bravo, bravo. Și am și eu cele mai tare ospătărițe să le bag pe canalul meu de YouTube. Ea este iubita mea. Ești. Avem doi... Avem cinci copilași împreună. Doi a ei și... Doi ai ei și trei ai mei. Doamne ajută. Ea e nouă, dar e... Ce trebuie? Doamne ajută. Gata, veni lumea, bă, marșul.